Iar a mai trecut o vară, iar a mai trecut un an, 1 septembrie, vă dați seama, dragi prieteni și stimați urmăritori ai canalelor de Facebook, YouTube și aia cu fărăciun pe TikTok. Chiar noi nu mai punem pe TikTok, dar pun ei, ei, ei. că de multă lume o salut, domnul Bendeac, te știu de pe TikTok, Ba ce bază acolo, ce mi-a plăcut aia, nici ei nu știu, dar să fie fericiți. Am ajuns în ultimul semestru al acestui an, 1 septembrie acum, câteva zile și începe școala. Emoții, speranțe, și după o săptămână, tânna caz. Cafenele le vor fi pline de licenți, iar elevii cei mici abia își vor duce ghiozdanele pline de cărți, din care nici ei nu știu ce vor învăța dacă vor învăța. Cât despre clasa politică, aia rămâne etern la fel. Clasa politică. De ce zice clasă? Pentru că sunt nește școla. Și repetent. Și repetent. Nici măcar grupă. Știi, la facultate ce grupă, nu? Ei nu o să ajungă niciodată la grupa politică. În fine, să mai furăm câteva zile din vară, că repede a trecut. Să mai furăm niște zile de soare, niște zile cu căldură. Să mai furăm. Că a fura e verbul românesc cel mai răspândit. De exemplu, un cetățean de-al nostru s-a dus în Marea Britanie vinerea, sâmbătă l prins la furat și lunea l-a la pușcărie. Ăsta da se jur. Adică mergi vineri, nici nu te, nu știu, eu nu fur. Nici măcar content, deși mă mai blochează ăștia pe Facebook să trească domnul Zuckerberg. Uh, știi, adică te duci într-o țară străină prima dată și încă din prima zi te uiți în stânga și în dreapta și pui mâna și gata, ai furat. Bă, mai înainte te obișnuiești cu locul, mai vezi care, cum, mai vezi și pe alții cum fură. He, și eu o stă în pușcărie. Că n-are norocul unui vasluian care a fost prins de vă doi ani furând în Groenlanda. Ce dracu să furi în Groenlanda, bă, Vlade? Ce să furi în Groenlanda? Foci? Ce să furi? Gheizări? Ce să furi? În Groenlanda. l au prins furând și l-a băgat la pușcărie. O singură pușcărie acolo pe insulă și el era singurul deținut. Deținut minte, săracul. Era mai mult personal în pușcărie decât arestați. Și o terminat pe diapsa vasluianul nostru în Groenlanda, zice, dar eu nu mă mai duc de aici, că îmi place. Și ca, ca tare ce cu groenlandezii? Lor angaja la temniță gardian. Băi, așa ceva numai va cu vasluianii noștri se poate întâmpla. Eu și verilor și rudelor, bă, românilor, haideți în coș, că e bine de trăit. Faceți o infracțiune în Groenlanda, vă bagă la singura temniță de pe insulă și eu vă păzesc. Stai <gătă> seama. Omul, vedeți, Vorba lui Ceaușescu fie iertat. Calificare la locul de muncă. Omul s-o calificat la locul de muncă. Și după aia groenlandezi, bă, te duci acasă, nu mă duc. Ba, te duci, nu mă duc. Bă, ai avion păstă Triluni. luni. Nu mă duc cu ei. Nu, no, pe atunci asta da, no. e pe zinare, pe ce gardian. i or dat uniformă și, nu, de păzinare, ce păzi, că nu mai vin colegi de-a lui, dar e mișto. <laughs> Are și salar? A, are salar, îl plătesc în un tură de focă. <laughs> da. Omul e liniștit și tății îți zbune. Vă doresc o toamnă frumoasă, nu vă mai rețin că sigur mergeți la piață, 1 septembrie. Ce înseamnă asta? Mergem să cumpărăm gogoșari, vinete, capia, să sfârie grătarele, că toți suntem cu o zacuscă dator. Da. Ce puneți în ea? Fasole, hripi? gălbiori, ce puneți râșcovece, scrieți în comentarii, ce punem în zacuscă ca să iasă una de te pe degete. Toamnă plăcută vă doresc de la acest pupitru, de la acest microfon, de la această băncuță, că mă și prinde nostalgia acum când vine toamna. Închide camera.